Salutare tuturor și bine găsit la un nou unboxing pe acest canal. Aici în față avem o pereche de căști de la Red Dragon, Silla Black, mi se pare că se numesc. Și probabil că în această perioadă în care cu toții ne-am dat comandă de câte ceva, adică nu cred că cineva nu și-a dat comandă de ceva în această perioadă, în fine, nu contează. Mi-a venit și mie niște căști, pentru că față de alea de la telefon pe care le foloseam, zic că sunt mai bune. Nu sunt cine știe ce scumpe, dar sunt ok căștile. Vreau să zic că sunt ok, o să mai încolo un videoclip o să aflați și un mic review despre ele. Dar momentan trecem la unboxing, ok? Bun. Hai să vedem cum desfacem aici. Deci, mai întâi să vedem ce scrie pe spate. Nu o să vă citesc ce scrie pe spate pentru că sunt prea multe. În România, cască pentru jocuri cu muf audio 3.5mm, cu protecție moale pentru loc și microfon de înaltă sensibilitate. Microfonul nu o să-l folosesc pe acesta, bineînțeles, o să-l folosesc pe al meu în continuare. Și hai să desfacem. Bun, băieți, și aici sunt minunatele căști. Nu cred că review-ul ăsta va fi prea lung, pentru că, adică, de ce să fie lung? Haideți să descoatem, dar acestea sunt, haideți să le lăsăm momentan deoparte și să vedem ce e înăuntru. Deci avem aici un manual de la Red Dragon, bla bla bla, nu-l citește nimeni. Oh, nice. Avem un apțipil de aici, băieți. Ok, nu știu dacă o să lipesc pe undeva, dar e ok, un apțipil de la Red Dragon. Îl lăsăm și pe el aici, aici. What? Deci am două, what? acestea sunt niște, este un adaptor de la... Asta să vă arăt mai bine. Deci aici avem două mufe jack, una pentru microfon și una pentru audio. Și aici se bagă în telefon, dar nu știu ce mi-a dat două. Cred că a fost ceva bug, ca să zic așa. Dar nu știu ce mi-a dat două, în fine. Băieți, giveaway cu un de-asta, că n-am nevoie. N-am nevoie de două giveaway. Participați acolo în comentarii la giveaway și hai că giveaway dacă e. Bun. Și cam asta e cutia, adică nu mai e absolut nimic. Am scos eu de pe colet. N-am mai zis să deschid coletul, am zis deschidere cutia. Bun. Haideți să punem astea înapoi pentru că nu ne interesează de astea, nici de astea. Ne interesează de căști. Bun, sunteți pregătiți, băieți? Haideți acolo cu un like până deschidem și noi căștile astea. Vă aștept. 1, 2, 3, mare like acolo, băieți. Haideți să începem. Bun. Avem aici o folie de asta. Ia. Forță pe folie, ia uite. Ok, gata. Că pot să fac asta toată ziua, gata. Dați-le, băieți, astea sunt căștile. Au aici în... Stai așa. Bun, haideți să începem. Deci cablul acesta are 2 metri, ar trebui să vă ajungă. Ar trebui să vă ajungă, adică 2 metri pe une. Și are două jack-uri, unul pentru microfon și unul pentru ăsta. Acesta mi se pare că este pentru audio și acesta este pentru microfon. Pentru microfon v-a zis, nu o să-l folosesc. Și da. Microfonul este unde, dacă vedeți, este aici, chestia asta mică așa. E ciudățel, nu știu cum se aude, dar am făcut și niște teste cu acestea. Adică acesta nu este practic primul contact cu el. Am mai avut contact cu căștile astea. Dar am zis să reproduc unboxing-ul oarecum bun. Microfonul acesta nu cred eu că este foarte bun, bine, nici nu am testat. Dar în schimb căștile au un bas, au bas, adică în acest segment de preț toate căștile de genul se bazează mult, mult de tot pe bas. Dar ce îmi place, adică aceste pernuțe de aici, de la unde se pun urechile, sunt foarte moi și nu te deranjează, cel puțin, bine, dacă ai capul un pic mai mare, e posibil să te deranjeze, pentru că căștile sunt, adică pe capul meu vin super bine, dar am văzut oameni care, nu știu, au, se vede, înțelegeți voi. Aici, foarte subtil, este pus logo-ul celor de la Red Dragon, care nu prea se vede, adică e pusă grila aceasta aici și dacă, nu știu, stai așa, oarecum într-o parte, abia se vede și, nu sunt cu LED-uri sau ceva genul acesta, pentru că v-am zis, este ceva de buget. Ce mi-a plăcut însă la ele este că are această ramă de metal ce ține căștile, adică poți să le faci cum vrei, să le flexezi, să le alea. Și chestia asta, nu știu, tind să cred că e spuma cu memorie, dar nu cred, se mulează după capul tău, adică chiar e super tare. Bun, și în rest nu știu cam ce aș mai putea să prezint la ele. Căștile sunt, după cum am citit acolo, sunt stereo, pentru că au două de astea.
și sunetul se aude puțin bass boosted, adică dacă nu vă place prea mare basul, nu prea aveți ce să faceți cu căștile astea, dar bine, fiind de gaming, în jocuri nu există bas de la așa puternic, dar când asculți muzică sau ceva de genul ăsta, basul este acolo prezent și îl vei simți foarte, foarte mult. Bun, aici ușor se văd firele astea, dar nu cred că deranjează pe nimeni. Și în rest, nu știu ce să mai zic, mă mai arăt așa puțin. Seamănă cu niște căști de la HyperX, dacă mă gândesc bine, dar nu știu exact modelul. Și un review scurt la obiect. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați voi butonul ăla de like și vă mai face unboxing-uri când voi cumpăra ceva. Mai am câteva lucruri în plan, de exemplu un birou, un scaun. Scaunul trebuie să vină pentru că e jale cu scaunul ăsta. Da, băieți, deci cam atât v-aș cu acest review și unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei, pe data viitoare.